Vreau să fac parte din turma ta. Asta e binecuvântare, să faci parte din turma lui Hristos. Din cauza că Avram a greșit în lucrare, din cauza că Avram la slujire, când a adus jertfa, a țipit și a dormit, sămânța lui trebuia să plătească. Ascultă-mă în numele lui Iisus, tu care ești aici, ca părinte, ca tată, ca mamă, slujirea ta, când aduci jertfă, când vrei să vii înaintea Domnului, nu aduci jertfă ciuntită, nu căuta să dormi, nu căuta să ațipești, nu da somn ochilor tăi, stai ca înaintea Domnului! Strășește-te, tu care dormi, scoală-te și Hristos te va lumina! Că fața Domnului să fie peste tine, fața Domnului să fie în casa ta, fața Domnului să fie peste copiii tăi, să fie numiți fii ai luminii. Asta înseamnă să fie lumină și copiii care vin din tine se numesc fii ai luminii. Hristos a zis, eu sunt lumina lumii. Și după ce a spus, eu sunt lumina lumii, nu s-a oprit acolo, nu s-a mulțumit cu asta. Uitați, a spus ucenicilor, voi sunteți lumina lumii. Ascultați-mă, ce naște din lumină, este lumină! Stai atenți ce înseamnă lumină. Dacă umblăm în lumină, aleluia! Dacă umblăm în lumină, cum umbli în lumină? Dacă umblăm în adevăr, cum umbli în adevăr? Aleluia! Pentru vrei acum să se maschezi, pentru vrei acum să se ascund, pentru vrei acum să nu spune identitate. Nu am fost urcunos, mai nu spune vorba ta de tătecor. Aleluia! Știi ce am văzut la tine? Ce? Am văzut că tu când slujești, am văzut ce poziție ai. Că tu când slujești, nu te bazezi pe tine, nu te bazezi pe poziția ta, nu te bazezi pe cunoștința ta. Tu spui, Doamne, ai milă de mine. Tu ai nevoie de ajutorul Domnului. Tu te bazezi pe numele Domnului și tot ce începi să bazezi pe numele Domnului și să-L crezi în Domnul, nu vor fi dat de rușine. Știi ce înseamnă să-L cunoști pe Domnul? Știi ce înseamnă să se apropie Domnul din timpul rugăciunii? Știi ce înseamnă să te cunoască Domnul? Haideți să vă spun ceva. Știți că Daniel a fost aruncat în groapă cu lei? Știm cu toții, nu? L-au cunoscut lei? Nu i-au făcut nimic, l-au cunoscut. De ce? De ce lei? Lei? Știți atenți, animale simpatice, fiară! Să coboară un om la ei în groapă și nu-l mănâncă. L-au cunoscut? Ascultați-mă! Îngerul Domnului stăpărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din... Aleluia! Trăiască numele Domnului în veci! Pe Daniel nu l-au cunoscut lei! Daniel n-a avut puterea asupra leilor! Dar pentru că Dumnezeu i-a dat cinste! Pentru că El a dat cinste lui Dumnezeu! A dat cinste legii! Trebuia să vină un înger al Domnului să astupă gura leilor! Aleluia! De câte ori n-ai avut probleme? De câte ori nu ți-a fost frică de ăla și de ăla? De câte ori ai zis, gata sunt, acum mă va călca în picioare, acum Dumnezeu m-a dat în mâna Lui și a venit Îngerul Domnului, a venit Domnul și a închis gura și în loc să-ți facă rău, te-a binecuvântat. Aleluia! Asta-i Domnul! Aleluia! Aleluia! Mare ești Tu, Doamne, și mă trebuie să vă mai spun ceva. Când cei trei au fost aruncați în cuptorul de foc, i-a cunoscut focul? Atâta putere au fost în ei să stingă focul? Atâta putere au fost în ei ca focul să n-aibă puterea asupra lor? Fiți atenți! Ce înseamnă să fii slujitorul lui Dumnezeu? Fiți atenți ce înseamnă să ai frică de Dumnezeu? Ce înseamnă să iubești pe Domnul? Fiți atenți! Ascultă-mă, împărate! Chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne va scăpa. Aleluia! Aleluia! Și de multe ori când suntem la strâmtorare, nu ne ajută Domnul un moment, o clipă! Ne facem noi ajutor și
ne luăm pe dreapta. Și atunci gata. Domnul m-a scăpat și în fond cu minciuna acolo și ai durat cu problemele tale și spui că Domnul te ajută. Îl bagi și pe Domnul acolo. Când nu mai poți tu, spune soția într-o cântare. Poate. De fapt, asta înseamnă. În ultimul moment când ești gata să dai pasul înapoi, când nu mai există nicio ușă de scăpare, când nu mai există, s-a dat verdictul, s-a dat sentința împotriva ta și spui, gata, sunt acum, atunci vine El. Numele Lui să fie slăvit. Focul și-a pierdut puterea, știți când? Când a venit El acolo. Ei au dat cinste Domnului. Au zis, chipului tău de aur, noi nu ne închidem. Noi avem o lege. Legea pe care noi o avem în inimă. Noi nu trăim după legile tale. Noi nu trăim după rânduielile tale. Noi nu vrem alt Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu! Și știți că una din legile Domnului spune să nu iei în deșert numele Domnului. Noi nu luăm în deșert numele Domnului. Noi cu numele Domnului binecuvântăm pe copiii noștri. Pentru că ne credem în Domnul. În numele Lui este putere. Amin. În numele Lui este binecuvântare. Amin. În numele Lui este izbăvire. În numele Lui există speranță. În numele Lui pentru cel care nu mai are nicio șansă. Și care spune gata, închid ochii și mor. În numele Lui mai este speranță. Numele Lui să fie slăvit pentru aceasta. Fiți atent, ultimul verset spune așa. Astfel, să pună numele meu peste copiii lui Israel. Vă dați seama cum binecuvântăm noi pe copii? Astfel, să pună numele meu. Aleluia! Și este Domnul Lui. Numele Domnului. Să pun numele Domnului peste tine. Este un tur de scăpare. Știi ce înseamnă, bacizora, să pun numele Domnului peste copiii tăi? În momentul când am pus numele Domnului peste copiii tăi, tu ești a Domnului. Ascultați-vă voi care aveți căști și aveți căști în România. Contractul pe cine este la căști? Chiar dacă aveți oameni în casă, chiar dacă aveți chiriași, contractul pe cui este? Este pe noi, numele nostru. Cartilul. Și atunci cine este stăpân acolo? El. Oricând vii acasă, el e proprietar, îi spui, ieși afară, a venit stăpânul. El știe că tu ești stăpânul, pentru că ai proprietate. Când vrăjmașul se va ridica împotriva ta, când vrăjmașul se va ridica împotriva copilului tău, ce să spui? Doamne, peste el este numele tău, tu ești stăpânul! Acest copil îți aparține ție și nimeni nu mai are nicio putere. Pentru de ce? Este proprietatea lui Dumnezeu. Numele Domnului să fie slăvit. Amin, slăvimete al canal de Evla. Am închis Biblia pentru că vreau să mă oprez. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul să te binecuvânteze, frate Oane. Fiți binecuvântați. Domnul să-ți răsplătească o steneală, frate, să-ți dea putere. Ascultați-mă ce vă spun. Cine nu-și dorește copiii lui să fie binecuvântați? Cine nu-și dorește ca copiii lui să facă botezul în apă? Cine nu-și dorește ca locurile acelea să fie pline de copiii lui, să cânte o cântare sau să spună o poezie? Orice părinte dorește, frate, că... Dar nu uitați un singur lucru. Cât a fost David de David? Cât a fost David de David? Om după plăcerea inimii. În casa lui au fost probleme. Probleme mari, frate. Vă rog, înțelegeți. Cel ce dă binecuvântarea este Domnul. În glorie Lui în veci. Cel ce face legea este Domnul. Dar va trebui să înțelegi că tu trebuie să alegi. Alege Israele, ți se pune în față binecuvântarea și blestemul, moartea și viața, întunericul și lumina. Alege viața ca să fii fericit și să trăiești fericit. Amin. Amin.